Tragedie într-un bloc din Filiaș, județul Dolj. Un om a murit și alți 5 au fost intoxicați cu fum în urma unui incendiu puternic. Totul ar fi pornit de la un rășou improvizat. Un bărbat de 44 de ani ar fi lăsat obiectul aprins ca să se încălzească locuința și în scurt timp s-a produs nenorocirea. La sosirea echipajului de pompieri, incendiul se manifesta cu violență în interiorul apartamentului, existând posibilitate de propagare la întreaga clădire. Cel care a improvizat rășoul nu a mai apucat să se salveze, iar 5 dintre vecini acestuia, printre care și 2 copii, au ajuns la spital, afectați de fumul inhalat. Ceilalți locatari ai imobilului au fost evacuați din cauza fumului toxic. Încă nu se pot întoarce în apartamente. Cele 25 de persoane care au rămas pe drumuri au fost cazate de primarul localității într-un hotel.